În urmă cu câteva zile, toți cei care treceau pe lângă curtea fostului teatru de vară își fereau privirea și încercau din răsputeri să nu inspire mirosul insuportabil ce răzbătea de la 10 de metri distanță. Aici nu s-a mai făcut curățenie de ani de zile și a fost nevoie de intervenția omului de afaceri Nicolae Florian pentru ca locuitorii din zonă să poată respira din nou aer curat. Voluntarii societății Nova Force au muncit ore în șir pentru a strânge munții de gunoaie, pentru a îndepărta vegetația crescută haotic și pentru a încărca în camioane tonele de moloz. O mână de ajutor a dat și municipalitatea, care a trimis muncitori pentru tăierea copacilor uscați, lemnul urmând să ajungă la familiile beneficiare de ajutor social. Locuitorii cartierului Teatru de Vară apreciază inițiativa omului de afaceri Nicolae Florian, singurul care a găsit de cuvință că un astfel de focar de infecție nu are ce căuta printre oameni. Este un lucru foarte frumos și pentru cartierul care este aici, nu mai este mizeria care era și după alegeri o să fie și mai frumos. Și atunci dacă se face frumos, poate eu... Sunt la pensie, cât ei mai trăi, dar oricum mi-a spus că face de pensionar să stau pe bancă. Acum, curtea fostului teatru s-a luminat și chiar dacă aici mai sunt încă multe de făcut, oamenii sunt mulțumiți. Au scăpat de gunoaie, de miros și de o imagine care nu face cinste niciunui oraș.